Bobița și Buburuza prieteni sunt de când se știu. Curcubeul. Într-o zi înnorată de vară, Buburuză, fetița mămăruță, și Bobiță, băiatul Melc, stăteau mohorâți sub o frunză. Dintr-o dată a apărut soarele, iar cerul era albastru din nou, dar ploaia de vară nu se opri. În scurt timp a apărut pe cer un curcubeu frumos. Oh, ce minunat e! Au strigat ei. Bobiță s-a decis să urce pe curcubeu ca apoi să coboare lunecând. Prima încercare nu i-a reușit. Poate trebuie să încerc din partea cealaltă, a spus Bobiță. Bobiță, crede-mă, nu te poți urca pe curcubeu, încercă Buburuză să-l convingă pe băiatul înfocat. Dar Bobiță își făcu un plan nou. Am să folosesc o scară. Vai, Bobiță, nu se va termina bine, se îngrijoră Buburuză. Buburuză a avut dreptate. Bobiță deveni tot mai bosunflat. Buburuză începu să-l roage. Haide, mai bine să ne jucăm altceva. Dar Bobiță nu se dădea bătut. Fii atentă, Buburuză, de aici sigur am să reușesc să sar pe curcubeu. Dar nici planul ăsta nu-i reuși. Buburuză fugi la Bobiță disperată. Ești bine? Îl întrebă. N-am pățit nimic, mormăi Bobiță. Bobiță se întristea atât de mult încât Buburuză de-abia reușea să-l consoleze. Uite, ți-am adunat flori! Încercă să-i facă pe plac, dar nimic nu-l înveselea pe Bobiță. Între timp, ploaia s-a oprit, iar curcubeul a dispărut. Mergeau acasă ținându-se de mână. Buburuză îl consola pe Bobiță. Nu mai fi trist, păi mâine e ziua ta de naștere, vei împlini 3 ani și vei primi multe cadouri. Ajungând acasă, lui Buburuză îi veni o idee. Am să-i construiesc lui Bobiță un tobogan în culorile curcubeului. Atunci visul lui va deveni realitate, va putea aluneca pe curcubeu. La construirea toboganului au ajutat Baltazar Albina și Fulgușor Fetița Fluturaș. Buburuză, Baltazar și Fulgușor au vopsit toboganul în culorile curcubeului. Au împachetat toboganul în hârtie galbenă și l-au legat cu o panglică albastră. Cei 3 prieteni i-au făcut un tort lui Bobiță. Apoi Baltazar și Fulgușor l-au dus la Bobiță, la casa lui Buburuză, unde totul era pregătit pentru petrecere. Să-i arătăm cadoul, a strigat Baltazar. Buburuză i-a dat tortul lui Bobiță. Un curcubeu adevărat! E un tobogan curcubeu! Pot să încerc toboganul? Sigur, i-a răspuns Buburuză. Lui Bobiță i-a plăcut mult toboganul curcubeu, aluneca din nou și din nou pe el. Fulgușor și Baltazar au început să danseze de fericire. Minunat! I-a spus Bobiță într-un târziu lui Buburuză, fetița mămăruță. E un cadou minunat, mulțumesc! În ziua aceea au venit mulți să-l felicite pe Bobiță. A venit Săltăreața, fetița lăcustă, apoi Dima, gândacul cartofilor, Adiere, fetița libelulă, chiar și Vendel, băiatul rădașcă. Băiatul Melc a permis tuturor să încerce noul lui tobogan. Bobiță și Buburuză împreună cu prietenii lor s-au dat pe tobogan până seara târziu. În ziua aceea, Bobiță s-a culcat deosebit de bine dispus. Ce frumoasă zi de naștere am avut! A suspinat el fericit. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Ziua lui Șoma Ariciul.
Într-o dimineață de vară, Bobiță, Buburuză și ceilalți locuitori ai pădurii se jucau împreună. Rând pe rând se dădeau pe leagănul din frunză de fag. Cred că e tare bine, ce păcat că pe mine nu mă ține, a suspinat trist Șoma Ariciul. Ceilalți se uitară nedumeriți unul la altul. Șoma va împlini 10 ani săptămâna viitoare, a spus Buburuză. Așa este, va avea 10 ani, a spus Bobiță. Oare ce l-ar bucura mai mult? Știu eu ce l-ar bucura, a spus Baltazar și a sărit în sus. S-ar bucura de un leagăn. E o idee foarte bună să construim un leagăn uriaș pentru Șoma. Micii prieteni s-au apucat de lucru imediat. Au adus un ferăstrău, ciocan, cuie, șuruburi și au căutat crengi solide. Trunchiul de copac în formă de navă a fost legat cu sfoară rezistentă de crengile groase. Când leagănul a fost gata, au plecat la casa lui Baltazar și au început să facă un tort. Au spart ouă, au frământat un aluat, au fiert budincă. Telul lucra, lingura de lemn amesteca. Casa lui Baltazar s-a umplut de arome plăcute. A ornat cele 5 etaje cu vișine, stafide și nuci. Să punem și lumânările, a spus Fulgușor. Da, 10 lumânări, a adăugat Buburuză. Acum să scriem o scrisoare pentru Șoma, a spus Bobiță și s-a apucat de scris. Dragă Șoma, vino în fața casei lui Baltazar la ora mesei, te așteptăm. Du asta la arici, l-a rugat Bobiță. Dar să nu-i spui nimic de tort și nici de leagăn, l-a atenționat Buburuză. Baltazar și Wendel au pus tortul pe o măsuță rotundă și l-au dus afară în fața casei. Acolo se jucau vesele niște furnici mititele. Furnica cea mai mică s-a lovit de măsuță. Ai răsturnat masa, ai stricat tortul, se văită Baltazar. Vai, tortul, ce facem acum? Plângea și Buburuză. Șoma Ariciul vine imediat și nu va avea tort de ziua lui, plângea și Bobiță. Furnicuțelor le-a fost rușine. Deodată una a spus: să culegem fructe, să facem din ele o grămadă mare și va fi aproape ca un tort, nu? Asta e o idee bună, a spus Wendel. Lui Șoma oricum îi plac mai mult fructele decât tortul. Bobiță, Buburuză, Baltazar, Wendel și furnicuțele au început să culeagă fructe. Au ajutat și Dima, gândacul cartofului, Fulgușor, fetița libelulă, și Lili, fetița gâză. Curând s-a format o grămadă mare și frumoasă. Wendel a înfipt în vârful grămezii 10 lumânări și în clipa aceasta a sosit Gombi cu Șoma Ariciul. La mulți ani, Șoma Ariciul! Au strigat cu toții. Ce de fructe, preferatele mele! Vă mulțumesc frumos, a spus Ariciul. Să-ți arătăm ceva, a spus Buburuză și l-a condus pe Șoma la leagăn. Ariciul a rămas cu gura căscată de uimire. Vai, ce leagăn mare și frumos! Pot să mă așez? A întrebat fericit. Da, pentru tine l-am construit, a spus Bobiță. Ura! Pot și eu să mă dau în leagăn! Vă mulțumesc mult! A spus Ariciul. Când a venit seara, s-au adunat în jurul fructelor și au început să mănânce. Au mâncat aproape tot mormanul de fructe. Merele și perele rămase au fost puse pe acele Ariciului, iar el le-a dus acasă în căsuța lui cu acoperiș de mușchi. A adormit foarte fericit și s-a gândit că mâine se va legăna din nou cu prietenii săi. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Pălăria Ciupercii. Bobiță, Buburuză, Baltazar, Fulgușor, Wendel și Biluță se plimbau prin pădure într-o zi de toamnă. Brusc s-a auzit un plâns. Se aude din spatele tufișului, șopti Bobiță îngrijorat.
O ciupercă mică plângea în spatele tufișului. Îi lipsea pălăria de pe cap. Cine ți-a luat pălăria? O întrebă timidă Buburuză. Nu știu, când m-am trezit nu mai era pe cap. Se smiorgăi ciuperca. Nu-ți face griji, te vom ajuta noi. Îți căutăm altă pălărie, spuse Bobiță. Cu toții au dat o fugă până acasă și în scurt timp fiecare s-a întors cu câte ceva de pus pe cap. Ți-am adus pălării noi, i-au zis prietenii. Au probat pe rând pălăriile pe capul ciupercii. Mai întâi Buburuză i-a pus pe cap căciula ei pestriță, însă nu-i venea deloc bine. Apoi Fulgușor i-a oferit pălăria ei de vrăjitoare. Nu vreau să fiu vrăjitoare, spuse ciuperca furioasă. Apoi Biluță a scos șapca cu cozoroc, dar ciupercii îi era mică. A venit rândul lui Bobiță. Am adus chiar două pălării. Aceasta e pălăria mea de grădinar și ți-am adus și șapca mea de drăgușor. Pălăria de grădinar arăta hazliu pe capul ciupercii, dar ea nu s-a bucurat deloc. Nu-mi place, a constatat ea. Șapca de drăgușor a înfuriat-o rău. Nu, nu sunt drăgușor, se necăji ea și se înroși la față. Dar ciuperca a devenit cu adevărat morocănoasă atunci când Baltazar a scos oala pe care omul de zăpadă o purtase azi iarnă pe cap. Dar aceasta e o oală, nu port o oală pe cap, a strigat ciuperca. Nu e o oală oarecare, a fost pălăria omului nostru de zăpadă, a ripostat Baltazar. Într-un final, i-a venit rândul lui Wendel, băiatul rădașcă. I-a adus ciupercii un joben. Nici nu e rău, a murmăit ciuperca. Dar vă rog, căutați pălăria mea, pe ea aș dori să o port. Au început să caute pălăria pestrița a ciupercii. Chiar atunci zburau pe acolo cei trei pui de canar. Noi știm unde e pălăria ciupercii. Trei paraziți ai lemnului o foloseau drept barcă. I-am văzut, au ciripit ei. Veniți să mergem la pârâu, a strigat Buburuză. Paraziții lemnului se plimbau cântând cu barca, adică pălăria ciupercii. Dați-i înapoi ciupercii pălăria, le-a strigat Bobiță furios. Le-am promis prietenilor noștri purici că îi vom vizita. Avem nevoie de o barcă. Dar asta e o pălărie, nu o barcă. O vrem înapoi, e pălăria ciupercii, le-a răspuns Bobiță gata de luptă. Într-un final, paraziții lemnului i-au dat înapoi de voie de nevoie pălăria. Cum vom ajunge noi la purici? Se întrebau ei triști. Vă ducem noi și noi ne îndreptăm spre mica insulă, au ciripit cei trei canari. Ura! Vom zbura pe spinarea unor păsări, au zis paraziții lemnului. Dar mai întâi să-i ducem ciupercii pălăria, a spus Buburuză hotărâtă. Adică barca, au chicotit cei trei paraziți ai lemnului. Dar Bobiță se uita la ei atât de străpungător încât au încetat să mai râdă. Vă mulțumesc, le-a spus ciuperca fericită zâmbind cu satisfacție. Îmi vine de minune! Paraziții lemnului s-au suit pe spinarea celor trei păsărele. Drum bun, a strigat după ei ciuperca. Drum bun, le-au urat în cor Bobiță, Buburuză și ceilalți. Cu toții și-au luat rămas bun de la ciupercă și-au pornit înspre casă. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bobiță și Buburuză, scoici. Adiere, fetița libelulă și săltăreața lăcustă culegeau pietricele de lângă râu. Doctorul Bufniță coborî la ele. Merg să-l consult pe Biluță, îl doare gâtul, a spus el, mergând grăbit. Dar la scurt timp s-a împiedicat de o rădăcină de copac și a căzut. Geanta lui medicală s-a deschis și tot conținutul s-a vărsat pe pământ. Săltăreața și Adiere l-au ajutat să-și adune lucrurile. Pe lângă instrumentele medicale, au găsit tot felul de obiecte ciudate.
sunt cadouri pentru pacienții mei. Nu ar trebui să ții în geanta asta medicală comori atât de frumoase. Ai dreptate? Voi căuta o cutiuță. Aprobă bătrâna Bufniță. Dar trebuie să mă grăbesc pentru că mă așteaptă Biluță. Cu bine, doctor Bufniță! Au strigat fetele după el. Adiere și Săltăreața se îndreptau spre casă când l-au văzut pe Măcăleandru lângă căsuța lui Buburuză. Pasărea tocmai își lua rămas bun de la fetița Mămăruță. Trebuie să plec acum! Mă așteaptă un zbor lung până la mare! Mergi la mare? Putem să venim și noi cu tine? Au întrebat bucuroase Adiere și Săltăreața. Vă duc cu plăcere! Răspunse pasărea. Din înaltul cerului puteau să vadă foarte bine întreaga pădure, la fel și lacul și toate căsuțele. Au zburat mult timp, până când au ajuns la albastrul infinit al Mării Sărate. Mulțumim pentru ajutor, pasăre! Apoi fetele au fugit spre plaja nisipoasă. Au cules coici minunate și le era greu să decidă care erau mai frumoase. Privește, și asta e frumoasă! O voi pune în plasă! Spuse Săltăreața în timp ce comorile se adunau. Chiar atunci apăru crabul și călcă direct pe plasa de culoarea nisipului, făcând țender grămăjoara de scoici atent culese. Scoicile! Ea a răsturnat nervoasă conținutul plasei pe nisip, dar nicio scoică nu rămăsese intactă. Nu fiți triste! Cele mai frumoase scoici nu se găsesc pe plajă, ci pe fundul mării. Vă voi aduce altele mult mai frumoase. Fetelor le-a plăcut cum sună. Crabul a sărit repede în mare și a revenit foarte curând cu o colecție de scoici. A continuat să o facă până când s-a umplut plasa. Scoicile sunt frumoase, crabule, mulțumim! E timpul să ne întoarcem acasă, trebuie să-l găsim pe Măcăleandru! Dar acesta nu avea de gând să meargă acasă. Decât la primăvară, a spus el îmbufnat. Și atunci cum ne mai întoarcem acasă? Au întrebat fetele. Cu țestoasa, veniți! Vă duc eu! A spus o voce dintre valuri. Așadar, Săltăreața și Adiere au călătorit spre casă pe spinarea țestoasei. Când au ajuns, i-au mulțumit țestoasei pentru ajutor și și-au luat rămas bun. A doua zi le-au arătat lui Bobiță și Buburuzei toate scoicile minunate pe care le culeseseră. Să facem ceva din ele, sugeră Bobiță. E o idee grozavă, dar ce anume? Întrebă Adiere. Știu eu, să facem o cutiuță pentru comorile doctorului Bufniță, a spus Săltăreața și s-au pus toți pe treabă. Bătrâna Bufniță a fost foarte încântată de cutie și și-a pus cu grijă în ea colecția de lucruri speciale. O pietricică, un con de brad, o castană, o floare presată, un creion, câteva desene și un căluț de lemn. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Crăciunul. Într-o zi de iarnă, Bobiță, băiatul Melc și Buburuză, fetița Mămăruță, au pornit prin pădure să caute crenci de brad. Bobiță, brăduțul acesta a fost răsturnat de furtună. Să-l ducem acasă, îl împodobim de Crăciun. Ura, vom avea un brad adevărat! A strigat Bobiță și sări în sus de fericire. De cum au ridicat brăduțul, a observat cu surprindere că sub el era un miriapod. Ajută-mă, Bobiță, să-l punem pe sanie. S-a lovit rău și sigur a răcit pe vremea asta friguroasă. Să-l ducem la căsuța mea. Au pus miriapodul cu grijă pe sanie. Se va vindeca? A întrebat Bobiță îngrijorat. Sigur că da, îl liniști Buburuză. Acasă l-au culcat de îndată pe bolnav într-un pat moale. Buburuză i-a făcut ceai cald, iar Bobiță i-a citit povești despre râme. A doua zi, miriapodul își deschise ochii și le zâmbi ușor.
Pe zi ce trecea, el devenea tot mai puternic și în scurt timp se însănătoși complet. Buburuză îl rugă să rămână. Nu pleca, dragă Miria, pot petrece Crăciunul cu noi. Vă mulțumesc, rămân cu plăcere. Dar ce cadou să-i dăm de Crăciun? Se întrebă Buburuză. Oare ce ar plăcea cuiva care are 100 de picioare? Buburuză-i spuse lui Bobiță la ce s-a gândit, iar băiatul dădu din cap aprobator. Bobiță și Buburuză au plecat chiar în acea zi la furnici. Regina furnicilor i-a primit cu amabilitate. Cu ce vă putem ajuta? Buburuză le-a povestit la ce cadou se gândise. Îți vom da ceea ce dorești. Crăciunul a sosit. Bobiță și Buburuză au făcut un suport pentru brăduț. Când s-a înserat, Bobiță i-a dat Buburuzei cadoul emoționat. Crăciun fericit, Buburuză! Mulțumesc, Bobiță! Spuse la fel de emoționată fetița mămăruță. E minunată! Strigă exaltată Buburuză și înfășură imediat panglica pe brad. Crăciun fericit și ție! Zise Buburuză și acum ea îi dădu cadoul lui Bobiță. Artificii! Ce bine! Să le punem pe brăduț! Au aprins artificiile. În jurul bradului zburau scântei sprințare. La lumina acestora și-au făcut apariția licuricii. Fiecare dintre ei a adus câte un ornament. Miriapodul împodobea și el bradul. Au sosit apoi furnicile, cărau un pachet pe care l-au înmânat lui Bobiță și Buburuzei. Dragă Miriapodule, acesta e cadoul nostru pentru tine, a spus Bobiță. Crăciun fericit! Pantofiori! A strigat Miriapodul fericit. Nu-ți va fi frig la picioare, îi explică Buburuză. Au sărbătorit Crăciunul până seara târziu. A venit Dima, gândacul cartofilor, Vendel, băiatul rădașcă, Alfons, greierașul și Lili, fetița gâză a trandafirilor. Micuții licurici și copiii furnici au făcut împreună un om de zăpadă. Dansau și cântau bucuroși în jurul bradului. Și Fulgușor, fetița fluture, sărbătorea cu ei. Adiere, fetița libelulă, dansa cu Săltăreața, fetița lăcustă. Bobiță și Buburuză dansau cu Baltazar, albinuța. După petrecere, Miriapodul și-a șters cu grijă pantofiorii și i-a pus pe raft. Ce zi frumoasă a fost! Păcat că doar o dată pe an este Crăciunul. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Puii de canar. Într-o frumoasă zi, Kelemen, canarul, și-a găsit perechea. Lenche trăia pe un fag, nu departe de casa Buburuzei. Kelemen, împreună cu noua lui pereche Lenche, și-au construit un cuib pe creanga cea mai frumoasă a fagului. Bobiță și Buburuză urmăreau cu atenție cum construiau păsările cuibul. Vezi, Lenche nu s-a ridicat din cuib de zile întregi, poate că e bolnavă, se îngrijora băiatul Melc. Nici vorbă, Bobiță, probabil a depus ouă, vor avea pui! Se entuziasmă Buburuză. Ouă, pui! Bobiță nu înțelegea. Sigur, le încălzește și deodată din ouă vor ieși puii, a spus fetița mămăruță. Nu peste mult timp, Lenche s-a ridicat și cum se învârtea prin cuib, Bobiță a zărit 3 ouă albe micuțe. 3! Vor fi 3 puișori! A fugit vesel la Buburuză. Într-o dimineață se auzi un ciripit agitat din fag. Ura! Au ieșit puiuții! A strigat Buburuză și de bucurie Buburuză și Bobiță s-au îmbrățișat. Putem să-i vedem? L-a întrebat agitată Buburuză pe Kelemen. Sigur, dar să aveți grijă, sunt încă micuți și fragili.
a spus tăticul mândru. Kelemen i-a luat pe spate pe Bobiță și pe Buburuză și i-a așezat lângă cuib. Ce drăguți sunt! A spus fericită Buburuză. Băiatul Melc și fetița Mămăruță au mângâiat cu grijă micuții canari. Micuții au crescut repede. În curând au început să exerseze zborul. Lenke i-a îndrumat cu grijă, iar ei se descurcau din ce în ce mai bine. Noi mergem după mâncare, să fiți cuminți, a spus Kelemen. Nu cumva să zburați singuri din cuib? Sunteți încă micuți, puteți zbura numai când suntem și noi aici, a adăugat Lenke. Dar canarul cel mic n-a ascultat. Auzi, vorbă, eu știu să zbor bine, voi încerca singur. Imediat ce a spus asta, a și plecat. Nu pleca, nu pleca! Au ciripit ceilalți doi, dar n-au putut să-l oprească. Când părinții lor s-au întors, cei doi pui erau agitați pe marginea cuibului. A zburat, a zburat frățiorul nostru! Plângeau amândoi. Vai, dar e prea micuț! Oare ce s-a întâmplat cu el? A strigat speriată Lenke. Bobiță și Buburuză au auzit strigătul lui Lenke. Au pornit de îndată în căutarea puiului pierdut. L-au căutat peste tot. L-au căutat pe deal, la munte, pe malul lacului, în pădure, pe câmp. Dar nu l-au găsit nicăieri. A început să se însereze. Cum îl vom găsi pe Întuneric? A întrebat Lenke și a început să plângă. În clipa aceea a apărut o lumină stranie pe cer. Erau licuricii care au pornit în căutarea canarului. Vom lumina noi, sigur îl vom găsi, au spus toți deodată. Acolo e! E acolo un tufiș! A strigat repede Bobiță și toți au fugit înspre tufiș. Micuțul canar, epuizat, tremurând de frig, dormea în tufiș. Lenke l-a strâns între aripi și l-a îmbrățișat fericită. În sfârșit te-am găsit! Altădată să asculți de cei bătrâni, a spus Kelemen. Lenke și-a luat zborul, iar licuricii au dansat în jurul ei cu lămpașele lor. A fost atât de frumos ca un dans al zânelor pe cer. Familia canar s-a dus la culcare. Lenke și-a încălzit micuții acoperindu-i cu aripile ei. Noapte bună, micuților! A șoptit ea fericită. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Găluștele. Într-o zi de toamnă, Buburuză, fetița Mămăruță, a pregătit găluște cu prune și și-a invitat prietenii la masă. Au venit Bobiță, Baltazar, Vendel și Fulgușor. Împreună au întins masa și s-au așezat să mănânce. Fetița Mămăruță a pus 3 găluște pe fiecare farfurie. Fiecare s-a săturat repede. Găluște cu prune, le ador, aș putea să mănânc chiar și 5. Zise Baltazar albinuța. Numai 5? Eu chiar și 7! Ripostă Vendel. 7? Bine, atunci eu 8. Iar eu 10! Spuse Rădașca. Bine, atunci să facem un concurs. A încheiat discuția Baltazar. Să vedem care dintre noi mănâncă mai multe găluște. Lui Buburuză nu i-a plăcut ideea. A încercat să-i oprească, dar băieții erau neînduplecați. Nu va ieși nimic bun din asta, îi avertiză Buburuză, dar Baltazar și Vendel nu i-au dat ascultare. Până acum am mâncat 3 găluște, acum urmează a 4-a, a zis Vendel și a pus câte o gălușcă în fiecare farfurie. Când amândoi au terminat-o, au mai luat o gălușcă și au mâncat-o și pe cea de-a 5-a. După cea de-a 5-a au mâncat-o pe cea de-a 6-a, după cea de-a 6-a au mâncat-o pe cea de-a 7-a. După cea de-a 7-a au mâncat-o pe cea de-a 8-a, iar apoi pe cea de-a 9-a. Urmează cea de-a 10-a, mai poți? Întrebă Baltazar. Auzi, vorbă, pot să mănânc chiar și de 2 ori mai mult, i-a răspuns Vendel relaxat, dând din mână.
Mâncaseră deja foarte multe găluște, când pe amândoi a început să-i doară burta. Îi durea din ce în ce mai tare. Am să-l chem pe doctorul Bufniță, zise fetița fluturaș. Doctorul Bufniță i-a examinat, apoi a început să-i dojenească. Vai de mine! Cine a mai văzut așa ceva? Nu e de mirare că vă doare burta. Amândoi au mâncat 15 găluște. Ei, poftim! Colac peste pupăză și concursul s-a terminat la egalitate. 3 zile regim, nu mâncați decât cartofi fierți. Dar mâine vine în pădure negustorul de cozonaci, spuse Vendel disperat. Îmi pare foarte rău, dar de data asta veți rata cozonacii. Peste 3 zile veniți să vă examinez burta din nou, zise doctorul Bufniță sever și porni spre casă. A doua zi a și sosit pe câmpia cea mare vânzătorul cu cozonacii lui plăcut mirositori. Locuitorii pădurii își alegeau dintre acele bunătăți și se înfruptau fericiți. Eu aș dori cu scorțișoară. Eu cu cocos, se înghesuia Bobiță. Mie să-mi dați unul cu zahăr, strigă Fulgușor. Dar erau cozonaci și cu mac, cu nucă și chiar și cu cacao. Baltazar și Vendel priveau triști târgul vesel, dar l-au ascultat pe doctorul Bufniță. După 3 zile, Albinuța și Rădașca l-au vizitat pe doctor. Ia să vedem noi, mormăi Bufnița și examină temeinic. În ordine, v-ați vindecat, văd că ați ascultat de mine. Păi da, zise Vendel cu nasul în pământ, deși aș fi vrut tare mult să mănânc și eu cozonac. Vendel și Baltazar și-au luat rămas bun de la doctorul Bufniță și-au pornit spre casă, dar Bufnița i-a strigat: așteptați puțin, am ceva aici! V-am păstrat 2 cozonaci, luați-i! Vai, doctore Bufniță, ai fost pe câmpie? Desigur, le-am luat puiilor mei câte un cozonac, iar pe aceștia 2 i-am păstrat pentru voi. Ați făcut ceea ce v-am cerut. Eu nu vreau să ratați bunătățile. Îți mulțumim, au răspuns fericiți Baltazar și Vendel. Apoi l-au îmbrățișat pe doctorul Bufniță. Bubiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bubiță și Buburuză, gândacul lunii. Gândacul lunii locuia într-o căsuță în formă de lună. Antenele de pe capul lui aveau aceeași formă de lună, la fel și aripioarele sale. Dar nu putea să zboare, pentru că aripioarele lui erau prea subțiri. Era fericit numai să stea în iarbă și să admire forma norilor. Și piciorușele lui erau fragile, așa că nu putea nici să zboare, nici să umble. Dar micul păianjen îl ajuta la toate. Gândacul lunii se așeza într-un fotoliu în formă de lună cu roți și făceau plimbări împreună. Dacă gândacului lunii era foame, micul păianjen îl împingea la masă. Noaptea îl punea în pat și îl acoperea. Micul păianjen nu pleca niciodată de lângă gândacul lunii și știa întotdeauna de ce are nevoie și când anume. Știa și când nu are nevoie de ajutor. Dar fotoliul lună nu era potrivit pentru călătoriile mai lungi. Când pleca mai departe, îi cerea mereu ajutorul prietenului său vechi, Miriapodul. Așa mergeau la cules de ciuperci în pădure și la spectacolele teatrului de păpuși. În lunile de vară mergeau la cules de zmeură. Miriapodul îl căra în spate cu plăcere pe gândacul lunii. Dar într-o zi de vară, Miriapodul a primit o scrisoare. Privește, a spus el entuziasmat. Este de la Reghe Veverița. M-a chemat în vizită, voi pleca mâine. Și cum va rămâne cu mine? Întrebă gândacul lunii cu o voce tristă. Cum voi ajunge mâine la concertul de vioară al lui Alfons? Stai, vom găsi o soluție, spuse Miriapodul. Dacă aș putea să merg la concert de unul singur, suspină gândacul lunii. Știu ce ar fi bine dacă ai avea un scaun cu care să te poți împinge singur, un fotoliu rulant. Un scaun cu rotile?
repetă gândacul lunii. Da, ar fi foarte bine. Miriapodul luă un creion și a început să schițeze dispozitivul. Când a terminat schița, au mers împreună la Dima, gândacul cartofului. Era foarte priceput și putea să facă orice. Dima a studiat schița și s-a apucat imediat de treabă. Și-a adus uneltele și toate piesele, apoi a tot găurit și a bătut cu ciocanul. Scaunul cu rotile a fost gata în aceeași după amiază. Așează-te, Nil, încearcă-l, a spus Dima și l-a ajutat pe gândatul lunii să urce în scaun. Acum încearcă să-l împingi, și-a încurajat Miriapodul prietenul. Gândacul lunii a împins cu grijă roțile și scaunul s-a pus în mișcare. Ura! S-a bucurat Dima. Scaunul îmi va ține loc de picioare, șopti gândacul și apoi zâmbi. Razele soarelui îi mângâiau picioarele fragile. Au exersat până târziu. Încetul cu încetul, gândacul lunii a învățat să țină direcția, să prindă viteză, să încetinească și să oprească scaunul. A doua zi, gândacul lunii a mers la concertul greierașului de unul singur. Ai grijă de tine! I-a strigat micul păianjen pe un ton neliniștit. Ceilalți au fost surprinși, toți au fugit în întâmpinarea lui. Hei, ai venit până aici singur? L-a întrebat Bobiță și s-a uitat atent la scaun. Da, am venit singur, i-a anunțat mândru gândacul lunii și l-a povestit totul despre noul lui dispozitiv. Curând a început concertul lui Alfons. Toți prietenii din pădure s-au adunat să-l asculte cântând. După concert, Bobiță și Buburuza au mers acasă cu gândacul lunii. Micul păianjen stătea la geam, așteptând ca prietenul lui să se întoarcă teafăr și nevătămat.